În dimineața zilei de 10 iulie, un autotren încărcat cu nisip s-a răsturnat, blocând DN6 la ieșirea din Remetea Mare spre Izvin, pe ambele sensuri de circulație. Se intervine pentru curățarea drumului, care este momentan blocat din cauza nisipului căzut pe carosabil. Accidentul produs în urma unei tamponări nu s-a soldat cu victime.